Solicitarea privind dezbaterea și aprobarea unei hotărâri pentru diminuarea impozitului pe clădirile nerezidențiale este semnată de 10 consilieri municipali, alții decât cei ai PSD, respectiv consilierii PNL și UNPR, precum și un independent și un consilier de la ALDE. Propunerea va fi discutată în ședința extraordinară convocată pentru data de 22 aprilie. Oportunitatea este cât se poate de evidentă. Creșterea la această categorie de impozite este de 1200%, adică de 12 ori. În altă ordine de idei, pentru persoanele care au astfel de categorii de clădiri, au două probleme. Una, majorarea aceasta destul de mare, zic eu, de 12 ori este mult prea mult decât poate suporta cineva. În altă ordine de idei, trebuie făcută și o reevaluare a clădirilor odată la 3 ani. Deci asta înseamnă alte costuri, trebuie contactat un evaluator autorizat ANEVAR care să poată face un astfel de raport de evaluare. Acolo mai sunt și acolo niște costuri. În cazul în care nu se face raportul de evaluare, la categoria asta de impozit se aplică din oficiu cota de 2%. Ceea ce îți dai seama că mărește de la 1,3 cât s-a aprobat maximum prevăzut de codul fiscal, de prevederile codului fiscal modificat, se mărește de la 1,3 aprobat în ședința de Consiliu anterioară ăsteia pe care noi o facem acum, la 2. Fă un calcul simplu, dacă discutăm de o valoare a unei clădiri de 2 miliarde, să zicem, pune 2% și ai să zice impozit pe tot. Propunerea celor 10 consilieri municipali vizează reducerea impozitului pe clădiri nerezidențiale de la 1,3% la 0,2% pentru persoanele fizice. De asemenea, este propusă reducerea aceluiași tip de impozit de la 1,3% la 0,4% pentru persoane juridice.